Avem și termometru, doctorul și pacientul. Vedeți și voi. Avem 32 de grade. Când e 65, pacientul iese din operație. E foarte simplu. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Porcul e frate cu Crăciunul, cum e românul frate cu Codru, dar am văzut o carte la anticariat, am tăiat porcul, cum îl preparăm? Eu am citit din prima, am tăiat porcul, cum îl reparăm? În fine, tocmai ca să nu trebuiască să reparăm nimic, am gândit să simplificăm toată treaba. E o rețetă simplă, elegantă și foarte gustoasă, mușchiuleț de porc, gătit super simplu și la cuptor și pe aragaz și cu niște mere ca să smântână, cu rachiu. Hai că deja v-au lucit ochii, așa că rămâneți alături de mine să aflați cum se face, să gătiți și să mă pomeniți. E Crăciunul, de scoatem tigaia aia bună din cămară sau trimitem băiatul în pod. Dăm drumul la ulei. Dăm drumul și la unt. Facem gălăgie în casă, cum ar veni. Avem mușchiuleț. Deci avem sare și piper pe el. Generos. Că nu punem de la noi, știm foarte bine. Punem de la Auchan. Și acum muzica. Sare, piper și un pic de răbdare. Între timp, încingem cuptorul la 230 de grade, genul ăsta, dar suntem pe tigaie aici. Nu ne dăm înapoi de la nimic. Ne ocupăm, practic, să schimbăm culoarea cărnii. Nu o prăjim, o colorăm ușor. Iar restul se va face la cuptor. Deja avem foarte mult parfum aici, de la cimbru și sarea și piperul o să dea suficient gust, iar cuptorul o să desăvârșească treaba asta. De asta trebuie răbdare și e și foarte comod să gătești așa, nu trebuie să stai să afun casă. Doar începutul e puțin mai dificil. Cam atât stăm cu el pe aragaz, 6 minute, avem și termometru. O să vă ajute chestia asta, în cazul în care n-ați mai procedat așa. Îl introducem, ne jucăm de an doctorul și pacientul. Vedeți și voi. Avem 32 de grade, trebuie să ajungem la 65. Când e 65, pacientul iese din operație. E foarte simplu. Așa că ducem pacientul la căldurică, practic îi facem un remeneu, dacă vreți. Îl prăjim puțin la cuptoraș, intră acolo, îi punem Morning Glory la căști și stă liniștit, că doar nu se pune în colinde. Cam 15 minute și e gata. Dar din când în când mergem cu termometru, nu? Pacientul e cu minte, nu se opune, testăm și când are 65 e gata, îl scoatem afară, îl acoperim cu o folie sumar și ne ocupăm de partea a doua. Din ce în ce mai aproape de scopul nostru final, care este mâncăm, că e Crăciunul, ne foame și... Așa, ca de obicei, de Crăciun, scoatem untul ăla bun din pod, trimitem gospodarii să duc în pod, sau gazdele primitoare, depinde, ca să prăjim mere. Aici am ajuns. Așadar, încălzim unt, ca bogații. Avem, nu-i așa, mușchiuleț de porc. Îl ținem la căldurică aici, pe plită, am lăsat, să stea calzi. Avem mere tăiate geometric, de specialiști. Sunt foarte mulți oameni în spate care lucrează la emisiunea asta, vă dați seama că nu gătesc eu. Și majoritatea sunt făcute pe computer.
în care ai făcut-o de o bătrânică din Buzău, o bătrână profesoară pensionară, care de altfel mi-a și scris cartea. Dacă vreți să faceți un cadou frumos de Crăciun, vă recomand. Fericirea e un act de siguranță, se numește. Cumpărați-o cu încredere, nu e scrisă de mine. Dacă întreceți măsura cu calvados, mă rog, sau cu țuică, luați mere, pune, gătiți mere. Dar nu facem așa ceva, bineînțeles. Prăjim mere în unt, frumos, ca francezii. Deci ce a ajuns poporul ăsta? Care prăjește practic orice. A ajuns să prăjească mere. A adus dracu, bărbăția. Da, e, dacă s-a scumpit porcul, n-ai ce să faci. Bun, n-o să vă plictisesc mult, pentru că deja mâncărica o să fie gata. Nouă ne place să trăim în viitor tot timpul, de-aia zic, deja mâncărica o să fie gata. Ca să înțelegeți subtilitatea formulării. Și exact când ziceați, bă, că a început ăsta să gătească, ceva face el, bam, le dă la o parte din tigaie. Și bă, ăsta e nebunit. E țicnit complet. Nu ne mai înțelegem cu el. Bun, acum o să fie puțin spectacol. Dacă aveți aragaz, puteți să vă distrați, dacă nu, nu. Dar mai avem puțin unt acolo și sucul ăsta de la mere sau ce Dumnezeu e. Dar nu o să flambeze chestia asta. Dar dacă aveți aragaz, sigur se va întâmpla și nici nu vreau să le distrug camera la oamenii ăștia. Ăsta e rachiu de mere. Voi puteți să lucrați și cu vin și cu ce vreți voi, dar o să facă flamă și o să fie frumos și Georgel o să pună asta pe internet și lumea o să spună, mamă, ce mișto știi să gătești, ce tare ești. Miroase a țuică fiartă, mă rog, ceva comun, dar e franțuzească, așa că puteți să mă dați șmecheri, că nu sunteți chiar ultimii drojdieri din bucătăria românească. Și avem niște zmântănică, chestia că miroase dulce și frumos, pentru că avem și untul ăsta rămas în tigaie. Punem puțină smântână de-a noastră, fermentată, adică acrișoară, pentru că totul este dulce aici. Ei, și exact când se face sosul ăsta, vedeți că nu e mare lucru de capul lui, că e și puțin, dar e și tigaia mare. Și așa îmi dau ăștia tigăi mari. Aș găti numai în chestii mici, confidențiale, dar aia e. Punem merele la loc. Și băi, las! Dă-i seama, e lumea obosită de Crăciun, vin rude de departe, unchiul Mirel s-a îmbătat deja și spune pentru a 1000 oară bancul ăla cu ce are 120 de dinți și 2 ochi, zice unchiul Mirel. Și toată lumea de la masă zice, crocodilul, bravo! Dar acum să vedem ce are 120 de ochi și 2 dinți. Și lumea dă din nume și unchiul Mirel râde și spune, un autobuz plin de pensionari în care sunteți și voi. Asta e atmosfera de familie în Crăciun. E foarte important să nu uitați asta. Și da, unii poate chiar nu merită să le dați mâncare din asta bună. Acum ar trebui să desăvârșim mâncarea. Facem o farfurie, vă arăt cum se face și voi exact așa o să procedați de Sfintele Sărbători. Doamne ajută, tot ce vă doriți. Așa, am păstrat sosul de la mușchiul de porc și l-am pus într-o altă tigaie, ceva mai mică, deși ăștia îmi dau numai tigăi mari aici. Și am mai pus un pic de tot felul. Și l-am transformat în sos, după cum se vede, cu puțin unt, un pic de alcool, un pic de cimbru. Așa. Și luăm acum... Bine, hai să vedeți. L-am ținut ascuns atâta vreme. Zici că e adevărul despre revoluție. Mușchiul de porc. Mușchiul de porc. Îl tăiem și noi elegant. Nu-i punem omului jumătate de mistreț în față. Sunt cam 2 cm, nu știu. Dacă centimetri mari sau centimetri mici, că nu mai știu ce mi-au zis să spun că sunt. Ca să-l prezentați și voi mai frumos, că nu mai văd farfurii din alea urâte și făcute în întuneric, îi dați un pic de culoare.
Îl mai colorăm așa, îi dăm un aspect mai lucios. Gata, mușchiul de porc ziceam că era gata. Încălzeam și merele astea. Făceam sălățică. Asta în mijlocul. Dacă vă permiteți să mergeți la supermarket, să spuneți... Mă interesează mai mult partea asta, dacă sunteți drăguți. E cea mai bună, de altfel. Dar găsiți lăptuci la Auchan. Și bineînțeles, când spui lăptuci, te gândești că de salată trebuie să te apuci. Un pic de vinegretă, doar le scopim. Așadar, avem porcușor, avem baloare, îl punem în farfurie și terminăm odată cu circul ăsta, Răzvane. Acum facem și noi un evantai, nu? Cum se prezintă la restaurante, la locuri din astea cu meniu. Hai, puneți-le patru, că să sature. Nu mai satură Dumnezeu. Un pic de mere din astea. Oricum arată ca... ce să zic. Dar sunt foarte gustoase. Dulci, acrișoare și cu sosul ăsta care le îmbăluie. Și cu un pic de sălățică. Un pic mai multă vinegretă. Un pic mai mult cimbrișor. Și un pic mai mult piper, uite aici, peste mere. Și eu zic că avem o farfurie frumoasă cu care să întâmpinați Crăciunul așa cum vă doresc și eu, adică și sătui și fericiți. Crăciun fericit!